Pe data de 4 martie vom afla probabil că Vladimir Putin obține al treilea mandat de președinte, nu? Sau ne pregătim de o surpriză? Toate sondajele îl situează pe domnul Putin în fruntea preferințelor electorale din Rusia. Cu alte cuvinte, putem fi de pe acum practic siguri că domnia sa va câștiga un nou mandat. Acest lucru are o parte bună, în sensul că politica, cel puțin externă, dacă nu și internă, a Rusiei, se va menține grosomodo pe aceleași coordonate. În același timp am văzut că cei care, mă rog, competitorii domnului Putin nu promit neapărat ceva mai bun decât promite domnia sa. Avem în spatele lui pe comunistul Ziuganov, care își propune nesurprinzător naționalizarea mijloacelor de producție și așa mai departe, sau pe ultranaționalistul Jirinovski, care și el la aproape 70 de ani este un veteran al discursului extremist și xenofob, dar nu poate oferi Rusiei nici oxigenul internațional de mai care e și are nevoie. Un reprezentant al oamenilor de afaceri, da, Horov, care e adevărat mai tânăr, un miliardar, da, cu viziuni ceva mai liberale. Însă e de notat ce? Că în societatea rusească a apărut o contestație slab organizată până acum a sistemului pus la punct de domnul Putin. New York Times, dacă nu mă înșel, comenta pe marginea acestor proteste anti-Putin că ele au redescoperit atitudinea nu atât critică, atitudinea persiflantă față de Kremlin, ceea ce e cam de neimaginat în Rusia, nu să râzi de țar, de tătuc. Da. Domnul Putin s-a aliat cu Biserica Ortodoxă, a reinventat naționalismul rusesc într-un context panslavist, le-a redat rușilor conștiința că aparțin unei mari puteri, chiar dacă Rusia a trebuit să își diminueze ambițiile geopolitice din motive economico-financiare și strategice. Văzusem o formulă rusă ridicată în genunchi de Putin, adică asta cred că îi place să proiecteze, nu? O țară care s-a și-a recâștigat. Trebuie să admitem că domnul Putin a preluat de la fostul președinte Yeltsin o Rusie care își pierduse în mare măsură aplombul internațional și a reușit să restaureze în mare măsură credibilitatea Rusiei, măcar pentru că are o politică externă previzibilă. Dar pe noi direct, ca țară, de ce ne interesează atât de mult aceste alegeri? Pentru că Rusia poate și trebuie să fie un partener al României. Sigur că România discută cu Rusia atât bilateral cât și ca stat membru UE și NATO. E un imens vecin, nu mai e vecinul nostru direct după ce URSS s-a dezmembrat, însă nu putem spune că nu ne interesează ce se întâmplă la Moscova. În plină campanie electorală, probabil pe 22 februarie, Vladimir Putin spunea, citat de Interfax, că în cadrul răspunsului asimetric al Rusiei la scutul antirachetă NATO, vor avea prioritate, citez, trupele strategice nucleare, cele ale apărării aeriene, aviația, sistemele cosmice, precum și mijloacele de spionaj, citat închis. Ce înseamnă asta? Cum traduci? Sună așa? Cred că sunt amenințător. Da, acest anunț al unei noi curse în armărilor pe fondul unui nou război rece este fără îndoială o temă mai degrabă de campanie. Ea e greu de susținut financiar în condițiile de astăzi ale economiei rusești. Dar trebuie să facem și noi și aliații din NATO efortul de a continua discuțiile în cadrul Consiliului NATO Rusia sau în cadrul dialogului UE, Federația Rusă, astfel încât să vedem punctele de convergență pe termen mediu și lung dintre spațiul euroatlantic și Rusia. În fond, Rusia nu își poate vinde resursele mai bine decât pe piața occidentală. A
S-a dezvoltat și prin transfer de tehnologie dinspre marile puteri spre piața rusă. Depindem prin mii de fire de același destin geopolitic și cred că va prevala și la Kremlin o analiză care să nu ducă la ruptură, ci dimpotrivă la o cooperare tot mai diversificată. O știre de astăzi spunea așa: serviciile secrete ruse și ucrainene au dejucat o tentativă a islamiștilor de asasinare a premierului rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc după alegerile prezidențiale de la 4 martie și, în fine, vin detalii. Face și asta parte din recuzita electorală din Rusia sau suntem noi puțin conspiraționiști? Mi-e greu să fac o estimare pe dosarul respectiv. În orice caz, iată, combaterea terorismului, a islamismului radical, nu doar în foste republici sovietice, ci și în Orientul Mijlociu extins, reprezintă bună oară o temă de colaborare cât se poate de necesară între lumea occidentală și Rusia. Nu e singura. Există pe securitate energetică, pe combaterea pirateriei, pe multe alte subiecte, spații de manevră comună. În același timp însă am văzut de curând că Rusia a votat alături de China într-un anume fel în Consiliul de Securitate al ONU atunci când s-a pus problema unei rezoluții care să condamne excesele regimului sirian. Prin urmare, nu e luna de miere, dar nici divorțul oficial. Suntem într-un echilibru care trebuie cultivat cu noi argumente și am convingerea că, încă o dată, rațiunea geopolitică pe termen lung va predomina și asupra resentimentelor istorice și asupra tentațiilor populiste. Apropo de resentimente istorice, domnule Baconschi, să presupunem că suntem după data de 4-5 martie cu Vladimir Putin instalat la Kremlin. Cum poate fi dezghețată relația asta cu Rusia? Pentru că e o temă eternă. Înghețarea, dezghețarea relației cu Rusia și aud aceleași stereotipuri aproape. Dom'le, e bine să avem o relație pragmatică cu Rusia, dar nimeni nu spune cum să obține lucrul ăsta. Credeți-mă că de partea română s-au făcut și în ultimii câțiva ani eforturi raționale de a normaliza relația. Comisie economică mixtă cu rezultate cuantificabile, deschideri, întâlniri între miniștrii, inclusiv între miniștrii de externe. Sigur că, dată fiind structura strict piramidală a puterii în Rusia, o deschidere de nou capitol româno-rus nu poate fi făcută decât la vârf. Și cred că dacă vom continua acest travaliu diplomatic pentru a netezi asperitățile, se va crea în timp și premisa unui dialog de nivel înalt.